Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la știrile TV Giurgiu. Iată care sunt principalele subiecte ale zilei. Senatorul Lucian Iliescu și deputatul Marin Anton au revenit în PNL. Un ajutor din partea TV Giurgiu pentru locatarii unei scări de bloc. 400 de candidați s-au înscris pentru 28 de posturi la penitenciar. Joi va avea loc bursa generală a locurilor de muncă. Astra Giurgiu în fața dublei confruntări cu Steaua. Cel mai spectaculos eveniment politic din ultimii ani a fost consemnat astăzi la PNL Giurgiu. Senatorul Lucian Iliescu, fost primar al municipiului timp de 16 ani, și deputatul Marin Anton și-au anunțat revenirea în rândurile formațiunii liberale. Senatorul Lucian Iliescu și deputatul Marin Anton, doi dintre cei mai cunoscuți politicieni giurgiuveni, și-au anunțat revenirea la PNL Giurgiu astăzi într-o conferință de presă. Se poate spune astfel că cei doi demnitari au revenit acasă, știut fiind cel puțin în ceea ce-l privește pe Lucian Iliescu, că PNL Giurgiu a fost sub conducerea acestuia cea mai puternică forță politică din județ. Este remarcabil că dumneavoastră vin acum în PNL într-un moment dificil pentru organizație. Nu vin să împărțim beneficiile unei victorii, vin să contribuie la obținerea unei victorii. Cu acest lucru, cred că relevă foarte bine momentul, dar și personalitățile celor doi colegi. Eu unul sunt convins că prin venirea dumnealor vom beneficia și de plusul de experiență și de suplimentul de argumente, și în această nouă conjunctură PNL are în continuare convingerea că va câștiga bătălia din 5 iunie și pentru ce înseamnă câștigarea primăriei municipiului Giurgiu cu Nicolae Florian, viitorul primar, și câștigarea majorității în Consiliul Județean. Astăzi este o zi importantă pentru prezentul, dar și pentru viitorul organizației PNL din județul Giurgiu. Chiar dacă astăzi este în 13 aprilie, vreau să vă spun că e o zi cu ghinion pentru adversarii și competitorii noștri politici. De ce spun asta? Pentru că astăzi, în 13, prin întoarcerea acasă a domnului senator Lucian Iliescu, un simbol al liberalismului în județul Giurgiu, și a domnului deputat Marin Anton, liberal și om de dreapta prin tot ceea ce face, domniile lor, așa cum a spus colegul meu, nu vin ca să împartă nimic cu noi astăzi, vin ca să mai pună o cărămidă două la construcția unei politici de dreapta, unei politici liberale în județul Giurgiu. Este un moment în care PNL-ul strânge rândurile și asta toată mulțumirea celor doi copreședinți ai PNL-ului de astăzi, domnului Beanu și domnului Ștefan, pentru că au avut o contribuție deosebită la readucerea și tratativele care au stat în spatele acestei veniri. Au un merit deosebit. Sper ca să pun foarte tare umărul să câștigăm atât primăria cât și Consiliul Județean pentru PNL Giurgiu, așa încât vorbele sunt mai puțin importante pentru noi, faptele sunt cele care ne vor caracteriza și toate dorințele noastre vor fi transpuse în practică dacă avem fapte deosebite. Am venit cu gândurile frumoase de a da o mână de ajutor la acest Partid Liberal pe care cândva eu spuneam că n-am să-l părăsesc niciodată. Și totuși, în ultima perioadă, datorită tot acestor comportamente avute de cei care sunt la nivel și național, m-au făcut să mă retrag din acest colectiv, pentru că nu mă regăseam. Aflați că nu voi candida pe niciun fel de post, de funcții, de... Deci, este mult mai bine să fiu înțeles că n-am nicio dorință de a parveni, dacă vreți să spun așa, să încerc să
gândesc așa cum poate vă așteptați. Eu am să sprijin foarte mult pe cei care vor fi candidații noștri. În primul rând, se creonează așa la municipiu primar Floricel, Nicolae Floricel Florian. Și eu doresc să felicit pe parlamentarii noștri, pe domnul senator Iliescu și pe domnul deputat Marin Anton, pentru oamenii ai faptelor, pentru înțelepciunea de care au dat dovadă în întărirea familiei politice liberale și în municipiul județul Giurgiu. Sunt convins că acum Partidul Național Liberal, atât la nivel de municipiu cât și la nivel de județ, se va întări și va demonstra că trebuie să revină și sunt convins că va reveni pe primele locuri în România și în Giurgiu, în preferințele alegătorilor. Vreau să precizez că în municipiul Giurgiu, Partidul Național Liberal se întărește, nu se dezbină așa cum se lasă impresia și începând cu ziua de astăzi, constat că și conducerea Partidului Național Liberal începe să se întărească, începe să se aplece cu expertiza pe care o au conducătorii asupra tuturor problemelor și întăririi unității partidului în prag de alegeri electorale. De asemenea, și pe dumneavoastră, oamenii de media, oamenii de presă din municipiul județul Giurgiu, vă felicit pentru înțelepciunea de care ați dat dovadă să fiți alături la această revenire a celor doi oameni ai faptelor, oameni personalități ale noastre, ale domnului Iliescu și ale domnului Marin Anton. Țin să mulțumesc întregii conduceri liberale pentru ajutorul pe care mi l-au dat până în prezent și care mi-l dau în continuare. Le mulțumesc anticipat. De asemenea, îi mulțumesc domnului primar Lucian Iliescu pentru îndrumarea în realizarea unor obiective care cred eu că sunt necesare și utile pentru giurgiuveni. Chiar la finalul conferinței de presă, Lucian Iliescu și Marin Anton au semnat adeziunile pentru PNL. Urmăriți în detaliu declarațiile participanților la eveniment în ediția specială din această seară după Jurnalul de Știri. Într-o știre difuzată în Jurnalul de ieri seară, TV Giurgiu relata despre faptul că 12 familii de pe o scară a unui bloc de locuințe din Giurgiu nu mai au apă potabilă la robinet de aproape o săptămână. Reprezentantul locatarilor de pe scara respectivă ne-a anunțat astăzi că problema a fost rezolvată și a fost reluată furnizarea apei. Chinul giurgiuvenilor, locatari ai blocului B3 pe 1S din calea București, a luat sfârșit după ce o săptămână s-a îndurat lipsa de apă la robinet. De astăzi, locuitorilor scării B le curge din nou apa prin instalația apartamentelor. Publicarea ieri seară la TV Giurgiu a știrii referitoare la datoriile vechi din 2014 către Apa Service și neînțelegerile cu administratorul Asociației de Proprietari a stimulat inițiativa unui reprezentant al locatarilor. Acesta a recurs la un dialog cu membrii conducerii instituției prestatoare de servicii și a reușit rezolvarea problemei. Din data de 6 aprilie anul curent, ora 12, a fost oprită apa pe scara B, la B3 pe 1S, ca urmare a unor restanțe care există, restanțe mai vechi, și care, în urma discuțiilor care au fost astăzi la sediul societății Apa Service, cu conducerea, am stabilit reașalonarea acestor datorii și să se dea drumul la apă. Astăzi, ca urmare a acestei discuții, la ora 11 s-a reluat apa rece. Deci apa rece există la ora aceasta la robinet. Și am reușit și noi să intrăm într-un oraș civilizat, într-o zonă civilizată. Noi vă mulțumim dumneavoastră și celor care ne-au sprijinit pentru ca să putem și noi să trăim într-un spațiu civilizat și care să ne asigure tot un minim de confort. Reamintim că 12 familii au fost nevoite să suporte criza de apă și menționăm că, prin dialog cu reprezentanții Apa Service, se pot rezolva multe dintre problemele abonaților, fără să se mai acumuleze datorii vechi de ani prin care se fac să sufere și cei care își plătesc regulat facturile. Sesiunea de înscriere pentru posturile la penitenciarul Giurgiu s-a încheiat pe 12 aprilie. Pentru cele 32 de posturi scoase la concurs în sectorul operativ și medical s-au înscris aproape 400 de candidați. Locurile vacante pot fi ocupate atât de femei cât și de bărbați.
posturile scoase la concurs de penitenciarul Giurgiu se bucură de succes, la fel ca și cele din cadrul poliției. Mai bine de 2 săptămâni, toți cei care își doresc să lucreze în sistemul penitenciarelor au avut posibilitatea să depună o solicitare în acest sens. Ieri sesiunea de înscriere s-a finalizat, iar astăzi reprezentanții instituției au făcut publice datele cu privire la numărul celor înscriși pe posturi. Pentru posturile de agent operativ bărbați avem 236 de înscriși pentru posturile de bărbați. Pentru posturile de femei, cele 4 posturi, sunt 123 de solicitări. Pentru cele 2 posturi de asistent medical, un număr de 20 de solicitări. Pentru postul de asistent medical stomatolog, o solicitare. Iar pentru cele 2 posturi de ofițer psiholog, un număr de 11 solicitări de înscriere în concurs. Pentru că primul pas a fost făcut, acum candidații trebuie să parcurgă probele concursului. Competiția va fi compusă din proba medicală, testare psihologică, o probă la calculator, o probă sportivă, un interviu și o probă scrisă. Potrivit liderului de sindicat, prima probă este testarea psihologică, care se va desfășura la penitenciarul Rahova. Data când aceasta va fi susținută de către candidații de la Giurgiu va fi făcută publică pe site-ul instituției. Biblioteca județeană Ia Basarabescu îi invită vineri pe giurgiuveni la un eveniment editorial deosebit. Cunoscutul publicist Neagu Udroiu, fost ambasador al României în Finlanda și Estonia, își va lansa 5 volume care cuprind în mare parte istoria presei românești. La nord și la sud de ecuator, grădina cu statui, mass media și societatea, cavalerii și piloții Ordinului de Gutenberg, condei, echipuri, voci, agențiile de presă românești și singuri printre ambasadori. Sunt câteva dintre volumele publicistului Neagu Udroiu, apărute în colecția Opera Omnia la editura Tipo Moldova. Acestea vor fi lansate vineri la Biblioteca Județeană, întâlnire la care vor fi prezenți numeroși scriitori și ziariști cunoscuți ai României. La întâlnire vor veni nu numai scriitori interesanți, dar și ziariști foarte cunoscuți ai României, unul dintre ei autorul principalelor cărți lansate de Tipo Moldova, domnul Neagu Udroiu, fost director general al Ager Press la un moment dat, fost ambasador în Finlanda, fost ambasador în Estonia al statului român, un om care și-a făcut datoria și față de carte, și față de reportaj, și față de presă, dar și față de diplomația română. În această vineri vor fi lansate alte 5 cărți ale lui Neagu Udroiu, tot la Tipo Moldova. Aș vrea să vă spun doar că aici apar câteva colecții foarte interesante, proză contemporană, poezie contemporană, romanul de astăzi, teatrul de astăzi și nu în ultimul rând și poate cel mai important, colecția Omnia. Colecția aceasta este atât de bine făcută și foarte puține edituri. Poate editura Univers Enciclopedii să-și mai permită un asemenea lux editorial. Neagu Udroiu a fost ambasador al României în Finlanda și Estonia și are o vastă experiență în mass media și diplomație. A publicat peste 30 de cărți, lucrările sale acoperind o problematică diversă, de la publicistică diplomatică la reportajul de călătorie. Neagu Udroiu și-a consumat o parte din activitatea sa de jurnalist la Agenția Națională de Presă, o perioadă semnificativă fiind directorul general al instituției. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Giurgiu va organiza mâine prima bursă a locurilor de muncă din acest an. Cu o zi înaintea bursei, 46 de angajatori au comunicat peste 420 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe sunt oferite de firme ce au ca domenii de activitate agricultură, comerț sau construcții. Bursa locurilor de muncă, devenită deja tradițională, se va desfășura mâine în incinta unui restaurant din municipiu. În același timp, un eveniment similar se va desfășura în orașul Bolintin Vale, la sediul bibliotecii din localitate. Evenimentul va avea loc începând cu ora 9. Agenții economici care vor participa la bursa locurilor de muncă vor avea prilejul să își recruteze personalul direct, fără intermediari, în funcție de cerințele concrete ale locului de muncă oferit. Până în prezent, 46 de angajatori au anunțat locurile de muncă vacante. Până la data de 12 aprilie 2016, un număr de 46 de angajatori au comunicat peste 420 de locuri de muncă vacante în diverse domenii, cum ar fi servicii,
construcții, agricultură, hoteluri și restaurante și multe altele. Oferta de locuri de muncă poate să crească până la în ziua bursei, angajatorii depunând locurile de muncă vacante și în următoarele zile. Bursa Generală a Locurilor de Muncă din acest an face parte din seria de evenimente adresate în special angajatorilor și organizate de Rețeaua Serviciilor Publice de Ocupare din Uniunea Europeană. În perioada 4-15 aprilie 2016, sub egida Zilelor Angajatorilor Europeni. Obiectivele acestei inițiative sunt de a realiza un contact cu un număr cât mai mare de angajatori, de a întreține un dialog între serviciile publice de ocupare și de a crește gradul de conștientizare a problemelor legate de ocuparea forței de muncă. Recuperarea datoriilor pentru serviciile prestate rămâne pentru operatorul regional de apă canal APA Service SA o mare prioritate. Societatea a reușit să încaseze peste 1,2 milioane lei din restanțe, unele datorii fiind din 2013, dar sunt și datornici care au dat faliment și nu mai pot fi trași la răspundere. Principalii debitori ai APA Service SA sunt persoanele juridice care au înregistrat datorii istorice de miliarde de lei, ce nu mai pot fi recuperate pentru că unii debitori au intrat în insolvență. În iunie 2013, APA Service avea de încasat sume foarte mari, care depășeau 86 de miliarde de lei vechi, dar între timp datoriile s-au mai micșorat. Nu vă spun faptul că am devenit, să zicem așa între ghilimele, un inamic public pentru o parte din datornicii noștri. Nu sunt numărul unu pentru că n-am avut această pretenție niciodată, dar inamic public sunt, între ghilimele, și vă anunț cu mare plăcere că am reușit față de momentul așezării mele pe acest scaun după care vă vorbesc, să aduc societății din creanțele găsite la acel moment încă 12 miliarde, adică 1,2 milioane de lei, din banii care avea să încaseze APA Service la 2013. Pentru o parte din sumele datorate de către beneficiari către societate, APA Service a adresat justiției și la ora actuală există multe litigii de acest fel aflate în diferite stadii la instanță. Sperăm să le recuperăm așa cum am recuperat multe dintre ele. Acestea care sunt în litigiu provin mai mult din asociațiile de proprietari care s-au desfăcut, după cum știți, în vederea contorizării orizontală. Există divergențe, există neasumări de sume de plată către operator și de aici multe altele care ne-au condus la situația de a acționa în judecată pentru recuperarea sumelor. Sunt și sume și destul de mari, cum ar fi cea de la fosta Direcție de Servicii Publice și Gospodărie Comunală, care înseamnă cam 1.600.000 de lei, adică 16 miliarde, peste 16 miliarde vechi, pe care din păcate, nu sperăm să-i mai recuperăm vreodată, adică eu aș spera să-i luăm, numai că situația concretă, adică faptul că nici nu mai există societatea, nu avem de unde lua. Scutul care a profitat de toată legislația asta pentru a nu ne mai plăti datoriile și aș mai putea să-i număr câteva firme care, din păcate, au dat faliment, sunt firme private și nici nu cred că mai interesează pe cineva. Una peste alta, trebuie să mai aducem din acești bani înapoi pentru că ne asigurăm existența de zi cu zi și avem și speranța că putem să mai investim nici colo câte ceva în acest sistem. Conducerea societății invită pe cei cu restanțe, îndeosebi consumatorii casnici, să contacteze reprezentanții firmei și de asigurări că oricât ar fi datoriile de mari, o soluție benefică pentru ambele părți poate fi găsită în cele din urmă. A crescut în suburbiile din New Jersey și pentru că a început de mic să cânte la tobe, a hotărât să-și croiască o carieră în domeniul muzicii. Baterist și om de televiziune, Max Weinberg a venit pe lume într-o familie de evrei la 13 aprilie 1951. Pentru artist, bateristul lui Elvis a exercitat o influență majoră în alegerea drumului în viață. Max Weinberg
muzician și personalitate din lumea televiziunii, a venit pe lume în familia de evrei a avocatului Bertram Weinberg. A copilărit în suburbiile din New Jersey și a dorit să devină toboșar încă de la 5 ani după ce l-a încântat Elvis Presley și l-a văzut pe DJ Fontana, bateristul regelui rock and roll-ului. Max a început să cânte de fapt la tobe de la 5 ani, iar la 6, după întâia sa apariție publică într-un bar, se bucura deja de succes și devenea star local pentru copii. Mai târziu, către 30 de ani, stilul Weinberg se dovedea profund influențat de Fontana, iar atunci când piesele instrumentale erau interpretate în duet, partenerii lui Max trebuiau să-i accepte obligatoriu stilul. Bucată de vreme, Max este foarte cunoscutul toboșar și șef al orchestrei Bruce Springsteen's E Street Band, o formație ce servea drept suport al unor emisiuni TV realizate de Conan O'Brien. And we got Max Weinberg! Plin de vervă și cu virtuozitatea de invidiat, mai ales după o anumită vârstă, Weinberg încântă publicul admirator al muzicii de calitate. Vă invit să urmăriți în continuare rubricile Sport și Meteo. După Cupa Fotbalistică de anul trecut, Liga Prieteniei vă invit acum la o nouă competiție amicală. În curând, Liga Prieteniei sezonul 2. Un campionat organizat de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Înscrieri până pe 15 aprilie la sediul Asociației Umanitare Uniți pentru Giurgiu sau la telefon 0736 651 925. Liga Prieteniei, sezonul 2. Sport, distracție și prietenie. Înscrieți-vă echipa, campionatul începe curând. Astra Giurgiu vs. Steaua București pe Marina Anastasovici, în runda a doua semifinalelor Cupei Ligii. O partidă care stă în umbra întâlnirii de sâmbătă de pe același stadion, când confruntarea dintre aceleași două formații se anunță o reală finală a campionatului. Aseară, antrenorul giurgiuvenilor, Marius Mudică, a participat la o conferință de presă vorbind despre meciul din Cupa Ligii, dar și despre partida de sâmbătă, despre lotul de rezervă din confruntarea din Cupa Ligii, dar și despre suporterii giurgiuveni, care mai nou nu-l mai interesează pe tehnicianul albnegrilor, un personaj supărat pe întreaga urbe, de când un localnic l-ar fi înjurat în centrul orașului. O partidă grea, o partidă care am spus de la început că voi da șansă și celorlalți jucători care au jucat mai puțin să evolueze. Întâlnim echipa campioană, o respectăm și vom vedea mâine mai multe, putem discuta după meci. Respectăm competiția, înseamnă o șansă de a ajunge în finală, o privesc ca atare. Voi pregăti meciul ca oricare altul, din respect pentru jucătorii mei, chiar dacă au jucat mai puțin. Nu mă gândesc neapărat numai la jocul de sâmbătă, îmi fuge mintea, așa, nu pot să nu recunosc, dar din respect pentru meserie, pentru ceilalți jucători care fac parte din lot și pentru toată lumea, este un joc de îl consider ca un joc de campionat, un joc care îl respect. O să odihnesc o mare majoritate dintre titulari. V-am spus, vor juca jucători care nu au jucat foarte mult în acest sezon. Nu mă interesează. Este un lucru care nu mă interesează. Trebuia să vină acești spectatori în decursul unui an de zile, când această echipă de 25 de
etapă este pe primul loc. Și respectul lor față de noi a fost că veneau 500, cred că erau din familiile noastre, și restul 1000 din Giurgiu. Și care unii dintre ei ne și înjurau la anumite meciuri. Și nu mă interesează dacă vor veni mâine sau nu vor veni, pot să nu mai vină până la sfârșitul campionatului, că nu mă interesează. Nu este problema mea, domnișoară. Nu este problema mea și nu mă interesează. Păi ce să fac? Să le desfințez decât scaunele, ce să fac? Asta e, nu e nicio problemă. Sunt pregătit. E prima oară că mi se întâmplă. La Viitorul n-ați văzut ce mi s-a întâmplat. Au aruncat cu pahare în mine, cu cola, m-au stropit cu de toate. Ce să fac? Asta e, asta e o modă acum. Încearcă toată lumea să mă distragă, să zic așa, de la ceea ce înseamnă meseria mea de antrenor și de la modul de a mă focusa asupra partidei la momentul respectiv. A spus, domnule, și un dică ceva mai devreme că nu vă interesează publicul din Giurgiu. Asta în condițiile în care președintele clubului Dani Coman a fost la o televiziune din Giurgiu acum o lună și ne-a spus că, mă rog, clubul are o strategie adevărată pentru a aduce giurgiuvenii pe stadion. Dumneavoastră nu faceți parte din această strategie? Eu v-am spus mai devreme că nu mă interesează publicul în momentul de față care vine la cele două jocuri. În sensul că majoritatea care vor veni, și au mai fost două jocuri aici acasă, m-au înjurat ca la ușa cortului. Acum eu nu trebuie să mă duc să-l chem pe ăla la gar să-i zic, ia arată-mi, bă, buletinul, ești din Giurgiu sau ești din altă parte. Nu știu acum, că nu fac eu sondaje de opinie să văd câți sunt din Giurgiu care mă înjură sau câți nu. Din punctul ăsta de vedere, domnule, vă transmit că la meciurile cu cei de la FCSB, care le-am avut acasă, m-au înjurat și m-au scuipat din spatele băncii mele ca la ușa cortului. Acum nu i-am întrebat dacă sunteți din Giurgiu sau nu sunteți din Giurgiu. Dar tot în Giurgiu am traversat la ora 12 noaptea să-mi iau niște picături de nas, că mă înfundasem în nas, m-am dus să mă duc la o farmacie și din Giurgiu s-a lăsat geamul la vreo două mașini și să te luăm, să-ți facem, să nu știu ce și hai... ăilalți și nu știu ce. Și atunci mi-am dat seama că ăia erau din Giurgiu. Și atunci, domnule, dacă vin la meci, bine, dacă nu vin la meci, iară bine, nu mă interesează. În Giurgiu, din 100 de spectatori, 97 sunt rapidiști, dinamoviști sau steliști. Nu, juvenii n-au asimilat această echipă încă. Nu le dați nicio șansă? Eu să le dau șansă? Eu le-am dat șansă, domnule, pentru tot ceea ce am făcut pentru orașul ăsta. Eu am adus West Ham United aici să joace. Dumneavoastră ați văzut West Ham pe viu până acum? Până să vină și Mudica antrenor la Astra, vă întreb. Ați văzut West Ham pe viu? Eu zice că clubul Astra și echipa... Clubul Astra, indiferent, și Mudica a fost antrenor, a muncit aici. Am adus echipe să le vedeți aici și am adus... Au fost meciuri care nu visau niciodată. Vi se pare normală atitudinea suporterilor? Vi se pare normală? Mie nu mi se pare normală. Dar la meciul cu Pandurii... Dar la meciul cu Pandurii, de exemplu, câți spectatori au fost la meci, domnule? La meciul cu Chiajna, de exemplu, când am nevoie de suporteri, câți spus suporteri din Giurgiu vin la meci? La meciul cu Panduri ați fost la ați venit spre tribuna 1, i-ați salutat și mi s-a părut că tot a fost ok. Chiar dacă erau puțini. Păi nu, eu n-am nimic cu ei, eu îi salut în continuare pe cei care mă aplaudă și cei, dar sunt foarte puțini. Mie mi se pare normal ca acest suporter să vină alături de echipă în momentul în care această echipă din ultimele 26 de partide suntem pe primul loc. Nu mi se pare normal să vii acum și să comentezi cât e prețul biletului, că tu bine mersi. De ce nu ți-ai făcut abonament? Dacă vrei să fii. Și vină la toate meciurile. Fă-ți abonament și vină alături de această echipă. Te deranjează acum că e 1 milion biletul? Mai mulți steliști au... Nu știu cine. Eu am citit că din Giurgiu. Am văzut din Giurgiu pe Facebook. Am citit... Mi-a citit acum un secund și mi-a transmis. Deci eu încă o dată, dacă fanii din Giurgiu care spun ei că sunt... alături de echipă și asta eu le dau invitații și vorbesc cu Dani Coman și le dăm invitații gratuite, nu e nicio problemă. Nu este absolut nicio problemă. Și nu vreau să fac discriminare între nici cei din București care vin, nici cei din Giurgiu, indiferent, să vină publicul la meci. Dar nici nu pot să suport toate mizerile care se întâmplă și să pun în spatele meu acolo și bodyguardii să plimbă printre ei. Probabil că îi cunosc, că sunt de aici din Giurgiu. Nu pot să suport așa ceva, domnule. Am suportat destul. Și atunci, mai bine... Dacă tot vor să mă scuipe, să dea 100 de roni.
Pentru partida din returul semifinalei Cupei Ligii, organizatorii au stabilit ca preț unic al biletelor de intrare pe stadion suma de 50 de lei. Sâmbătă, în confruntarea din play-off, un bilet va costa 100 de lei. Astăzi, la caseriile din Giurgiu, era liniște și pace și din surse neoficiale am aflat că în ziua disputării partidei, până la ora prânzului, se vânduseră cam 100 de bilete. Despre această situație am stat de vorbă și cu fanii Astrei. Noi n-am auzit conferința de presă, dar... Are dreptate, să știți. Atâta timp cât noi nu ne ridicăm la nivelul acestei echipe, probabil că s-a gândit la o parte a publicului giurgiuvean, care nu a fost aproape de această echipă. Nu neapărat că nu-l interesează publicul giurgiuvean. Poate din grabă sau... Eu sunt convins că îl interesează și publicul giurgiuvean, cel care chiar iubește Astra. Noi am demonstrat în toți anii ăștia că suntem aproape de echipă și mai ales în deplasare, cât și la meciurile de acasă. Credeți că e normal ca... clubul, la modul general, să facă un efort susținut la care să participe și antrenorul cu privire la a-i aduce pe spectatori pe stadion? Păi, în ultimii 3 ani de zile, ce putem să spunem? Că au fost biletele 5 lei, 10 lei, dar ținând cont de faptul că la ultimul meci a avut acasă cu o echipă mare, cum este Dinamo, și am pățit ceea ce am pățit, majoritatea giurgiuvenilor au susținut echipa Dinamo, nu era normal ca să pățim același lucru la meciul cu FCSB. Și credeți că 50 de lei la prețul unui bilet sau 100 de lei sâmbătă la meciul cu FCSB e o soluție? Păi cred că e cea mai bună soluție pentru a face giurgiuvenii să înțeleagă că la început de campionat sunt abonamentele care sunt atât de ieftine și în afară de faptul că au fost la începutul campionatului, au fost și la play-off făcute niște abonamente care se puteau lua și erau la un preț foarte, foarte bun. Era, vă spun, la 5 meciuri văzute, în peluză, să plătea 20 de lei. Suntem în fața a două meciuri cu prețuri foarte scumpe la bilete. Ce crezi că se va întâmpla pe stadion? Vin suporterii la prețul ăsta? Da, cred că vom avea cel puțin 2000 de oameni prezenți, pentru că sunt cei abonați care sunt... 2000 de la Steaua sau de la Astra? Eu zic că sunt astrali, adică un om care își cumpără un abonament la început de sezon, clar că ține cu Astra, pentru că nu vede doar Steaua, vede, a văzut 30 de meciuri, 30 de partide. Sperăm să vină, să... Am prieteni care m-au sunat și mi-au spus că, băi, de ce a pus 50 de lei, de ce... Și acești prieteni fiind steliști și dorni să vadă. Și eu le-am dat peste nas și le-am spus că datorită lui Astra au văzut majoritatea pe FCSB și mi-au râs și au spus că, păi da, mai bine mă uit la televizor. Da, pentru că toți sunt niște suporteri de TV și prin prisma faptului că a venit Astra la Giurgiu, n-au știut să aprecieze și să susțină această echipă care în momentul de față este prima clasată și cu șanse foarte mari de a intra, nu zic, Liga Campionilor, că este greu, dar cel puțin poate anul ăsta avem noroc să intrăm în Europa League, în grupe și să facem o performanță pe care o merităm. Mâine asta va juca efectiv cu rezervele, ca și Steaua până la urmă. Vi se pare atractiv o asemenea întâlnire? Da, întotdeauna duelurile între Astra și Steaua deja au devenit derby și totul este... Meciuri frumoase, nu pot spune, contează rezervele. În primul rând, rezervele atât celor de la FCSB cât și cele ale Astrei sunt destul de puternice, ținând cont că avem pe Florea, avem un Ioniță, avem un Nicolae, adică oameni de gol, oameni puternici și noi sperăm să facem un egal mâine și sâmbătă este bătălia cea mare în care dorim victorie și să fim campioni. Bine, nu putem face un egal, trebuie să întâmple într-un fel sau altul. Da, trebuie să întâmple. Bine, la un 1-1 se califică mai departe Steaua, FCSB. Dar sunt conștient că atât și Mudică cât și echipa nu vor această Cupa Ligii. Probabil că sunt dornici de acest campionat și de intrarea în grupe, atât probabil au visează la Liga Campionilor sau Europa League. După Cupa fotbalistică de anul trecut, Liga Prieteniei vă invită acum la o nouă competiție amicală. În curând, Liga Prieteniei, sezonul 2. Un campionat organizat de Asociația Umanitară Uniți pentru Giurgiu. Înscrieri până pe 15 aprilie la sediul Asociației Umanitare Uniți pentru Giurgiu sau la telefon 0736 651 925.
Liga Prieteniei, sezonul 2. Sport, distracție și prietenie. Înscrieți-vă echipa, campionatul începe curând. Joi, vremea va deveni instabilă în cea mai mare parte a țării, instabilitatea atmosferică ce se va manifesta prin înorări, averse și descărcări electrice, va fi mai accentuată în interiorul arcului carpatic, după amiază și în orele serii, iar în restul teritoriului noaptea. Temperaturile maxime în scădere față de cele din ziua precedentă vor fi cuprinse în general între 17 și 25 de grade. La Giurgiu cerul va fi variabil, parțial noros în prima parte a zilei, iar spre seară pot apărea nori de furtună. Temperaturile maxime vor fi de până la 23-24 de grade Celsius în Giurgiu, Izvoarele și Comana și de 22-23 de grade la Mihăileș, Hotarele și Bolintin Vale. Vântul va sufla cu o viteză de 35 km pe oră din direcția sud-vest. Presiunea atmosferică va fi de 753 mm coloană de mercuri, iar umiditatea de 57%. Apele Dunării sunt în scădere cu 5 cm, cota probabilă fiind 267 cm. Doamnelor și domnilor, știrile TV Giurgiu din această seară se opresc aici. La TV Giurgiu urmează o ediție specială și emisiunea La Porțile Dorului. Eu sunt Florentina Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, numai bine!